Bună, sunt Bianca Naumovici și astăzi, alături de un invitat special, vom discuta despre A-listul provocărilor vedetelor într-o serie de interviuri powered by Persil Premium. Continuăm seria interviurilor cu Amalia Inache, jurnalist, om de televiziune și, în general, o persoană foarte implicată într-o mulțime de proiecte sociale. Bună, Amalia! Bună! Spune-ne puțin despre cum este Amalia mamă. Sunt foarte implicată. Eu n-am externalizat mult din asta. Este un copil pe care mi l-am dorit foarte mult, Alma, fetița mea, și pe care am și așteptat-o suficient de mult, astfel încât din clipa în care a sosit, am zis eu că iată, acum a sosit timpul ca ei să-i dau cel mai mult din timpul, grija și tot ce pot eu să ofer. Cum este, apropo de proiecte sociale, cum este Amalia cea care se implică în proiecte sociale? Am simțit că am ajuns într-un asemenea punct al maturității mele și ca om și profesional, încât pot să fac cu un pas mai mult de atât, și atunci am devenit ambasador al unei organizații, Hope and Homes for Children România, care se ocupă cu închiderea vechilor orfelinate, acelea care arată ca niște lagăre mai degrabă decât ca niște case, da, care să ofere afecțiune și ceva cât mai apropiat de familie. Și nu doar atât, preocupările mele sunt și în zona de mediu, iată că am toate motivele pentru mine, pentru copilul meu, și ajut în mai multe locuri acolo unde cred că putem face o schimbare. Și Amalia, omul de televiziune? Amalia, omul de televiziune, cumva toată maturitatea mea este ca om de televiziune. Eu am intrat foarte devreme în această meserie, la 19 ani. Nu îmi place să întârzi, de pildă, pentru că în televiziune asta declanșează ceva de necontrolat. Adică eu, dacă întârzi un minut, e un minut în care n-ați avea ce să vedeți la televizor în timpul acela. Care este cea mai mare provocare pentru tine ca om de televiziune? Cea mai mare provocare pentru mine ca om de televiziune a fost dintotdeauna timpul. Bun, dacă provocarea pentru omul de televiziune Amalia este timpul, e aceea și pentru mama Amalia? Alma are și are și grijă să-mi arate că de asta are nevoie, cel mai mult nevoie de toată atenția mea pentru ea, dar știm foarte bine că nu poți să fii doar asta, adică noi toate suntem și altceva. Eu sunt și Amalia mama, dar și Amalia colegă de serviciu, și Amalia prietenă, și soră, și câte și mai câte, și uneori și Amalia care și singură are nevoie de puțin timp. Ai un pic de timp pentru tine. Mulțumesc. Și ești acasă. Da. Ce îți place să faci? Mie îmi place să fac lucruri în casă. Dintre lucrurile care mă relaxează pe mine sunt cele care țin de a fi totul curat în jurul meu. Dintre toate astea, care e treaba casnică, să zicem, pe care o faci cel mai ușor? Pe cea mai simplă dintre toate, să bag rufele la spălat. Noi punem acolo, punem detergentul care face minuni. Programul e gata, sunt aproape uscate, impecabile, arată ca noi, parfumate. Da, atunci să ne lăudăm cu lucrurile astea, că le-am făcut noi. Nu uit niciodată vremurile grele prin care au trecut bunica ce spăla cu mâna și mama. Tatăl meu era antrenor și antrenor la echipe de oină sau handbal de juniori. Și mama hotărâse să ajute, să-l ajute cu tot ce poate pe tatăl meu, și spăla și echipamentele sportive care stăteau ale tuturor copiilor, care stăteau întinse la noi pe culmi în permanență. Spune puțin ce s-a schimbat în lifestyle-ul tău prin prisma acestor inovații și prin prisma tehnologiei moderne. Chiar am câștigat foarte mult timp și acum totul este așa, la o apăsare de buton, și asta ne dă nouă femeilor moderne un timp pe care poate că uneori uităm, știi, să-l apreciem. Apropo de provocări, avem și noi o provocare pentru tine. Ne-am gândit la situația ipotetică în care Alma ar vrea să facă televiziune. Va mai exista televiziune pe lumea? Cum ai reacționa? I-aș spune, în primul și în primul rând, să încerce și să vadă dacă îi place. Nu o să mă apuc să îi spun niciodată, aoleo, cât de greu e, aoleo, cât trebuie să muncești, pentru că, în definitiv, îmi doresc asta pentru ea. Îmi doresc
ca pentru tot ce face să știe, să muncească, să și le câștige singură orice. Că e vorba de recunoaștere, admirația celor din jur, asta o vor face pe ea, aceste lucruri o vor face pe ea mult mai fericită decât dacă îi se întâmplă așa din senin. Mulțumim foarte mult, Amalia. Eu mulțumesc. Și vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Pa, 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 pa!